Pentru că foarte mulți mi-a cerut să vă spun părerea mea despre cazul Donca, o să vă spun pe scurt două posibile variante. Vă avertizez încă de la început că ceea ce eu spun aici este pur și simplu opinia mea personală în această etapă de cercetare penală bazată exclusiv pe informațiile publice la care am avut acces și eu și voi. Și cel mai probabil, pe măsură ce timpul va trece, una dintre cele două variante expuse de mine aici va fi cea corectă. Foarte important de asemenea este să aveți în vedere două chestiuni foarte importante. Orice persoană acuzată beneficiază de prezunția de nevinovăție. Și doi, această intervenție a mea este exclusiv o opinie personală care nu are menirea să influențeze în vreun fel opinia publică sau bunul mers al anchetei. Varianta A, în defavoarea lui Donca, cu privire la cele trei capete de acuzare. Donca și contabila sa au emis cu bună știință facturi fictive către filmele sale interpuse din Dubai și plătind aceste facturi din filmele din România, impozitul pe profit la firmele din țara noastră a fost mai mic, ceea ce rezultă într-o evaziune fiscală de peste un milion de euro. 2. Donca a înșelat investitorii în criptomoneda sa, promițându-le câștiguri de 10 ori mai mari ca investiția, ceea ce este înșelăciune conform codului penal din România. Donca a inaugurat doar de fațadă parcul fotovoltaic din Săcele, după spusele primarului din acea comună și nu intenționa niciodată să obțină autorizațiile necesare ca oamenii care au investit în parc să înceapă să producă bani. Situație în care se află, după cum bine știți, și Dorian Popa, care a investit și se pare că va fi păgubit dacă nu se racordează acest parc la rețea. El fiind alături de alți investitori de bună credință în aceeași situație perplexă și consternantă, fapt pe care l-ați putut vedea chiar în clipul lui, care este acum în trending pe locul 2. Acum hai să vedem și varianta B, despre care eu nu spun că este probabilă, dar ca să vă pot da niște informații mai exacte în acest clip, m-am consultat cu un avocat de drept penal și el a spus că este o variantă posibilă. Deci nu probabilă, ci posibilă. Varianta B în favoarea lui Călindonca. Poate nu știați, dar multe firme din toată lumea își redirecționează profiturile către alte țări, unde impozitele sunt mai mici. Este un lucru legal și aveți aici dovada că și alte firme mari, precum Nike, o fac. Întrebarea care se pune aici este foarte clară. Donca a trimis legal sau nu profit? profiturile în altă țară. Răspunsul îl aveți aici. Cu toate că unele tactici sunt ilegale, majoritatea nu sunt. Unele sunt legale, altele nu sunt legale. După cum vedeți, nici măcar contabilii nu sunt 100% de acord cu ce este legal și ce este ilegal. Așa că noi, oamenii de rând, clar nu avem nicio șansă să știm dacă a fost legal ce a făcut Donca sau nu. Dar eu chiar cred că judecătorii vor lua decizia corectă. 2. Poate că Donca nu a înșelat investitorii în criptomoneda sa, deoarece este o mare diferență între următoarele două afirmații. Eu îți promit sau îți garantez că vei avea de 10 ori banii dacă investești în criptomoneda mea sau eu cred că tu poți avea de 10 ori bani investiți dacă tu investești în criptomoneda mea. După cum vedeți prima este înșelăciune pentru că promis ceva ce nu este adevărat. Iar a doua emiți o părere o opinie ceea ce probabil nu este înșelăciune. Hai să vedem ce a zis Donca. De aceea recomand alte proiecte proiecte care au potențialul de a-ți înzeci banii sau poate de 30 de ori mai mult bani pe care îi fac. În cazul în care țineți în wallet, cred că puteți să aveți 100x. Cred că puteți să aveți 100x de pe această monedă. Nu știu dacă a dat și alte declarații în afară de aceasta. Însă așa cum am spus, dacă a promis sau a garantat câștiguri, atunci este înșelăciune și este vinovat. Dacă doar a emis o părere, cred că, atunci probabil nu este înșelăciune. Voi ce părere aveți? Referitor la ultimul punct, despre care nu cred că este o acuzație oficială, ci doar una neoficială, Donca are de gând, sau cel puțin avea de gând, să obțină toate autorizațiile necesare racordării la, la rețeaua electrică a parcului din Săcele. Mai ales că suma datorată statului era de doar 5.500 de lei. Și după cum bine știți, autorizații în România se obțin greu. Dar cel mai probabil Donca nu i-ar fi dat țeapă lui Dorian Popa, pentru că asta ar fi însemnat sinucidere mediatică și social mediatică. Nu te-a pus să dai țeapă lui Dorian, nu? Singura declarație a lui Donca ca după ce a fost arestat, a fost parcurile se vor face. Dacă el avea de gând să le facă sau nu, asta doar el știe. Noi chiar nu avem de unde să știm. Eu v-am expus mai sus niște posibile variante și chiar vreau să văd care credeți voi că este cea adevărată. Și mai ales o să mă uit după comentariul cu cele mai multe like-uri, deoarece acela este vocea poporului, vocea voastră. Vă aștept la comentarii. Și menționez încă o dată că eu nu am o poziție în acest caz și nu am studii în drept și sper că adevărul să iasă la iveală oricare ar fi el.